soară tare, băieți, astea la cules. Suntem aici jos la Motru, unde am ridicat de 3 ori. Mergem foarte încet, este foarte multă vegetație. Nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat, dar atâta iarba, atâta vegetație în ei. Suntem cu tractorul meu și cu remorca unui băiat ca să luăm acasă, ca o să vedeți de clipul mai întâi, am recoltat acolo sus, am cules acolo în partea aia, la un hectar, am umplut remorca mare cum ați văzut. Astăzi fiind 21 septembrie, ora 8 și ceva, 9 fără 20, deja este un bun care va pe plin. Avem și azi de recortat destul de mult, că avem aprestări. Tractorul este foarte mult praf. Am tot lucrat cu el, nu prea, doar ce a fost gresat și suflat, m-am ocupat din rest de spălat, nu m-am putut ocupa. Facem aici și în partea aceea, unde avem acel loc de 30 de ari. Remorca este remorca prietenului cu combina, băiatul care recoltez eu. Nasol când îi faci dimineața pe rouă este că nu prea se toacă foarte bine foile și arat este chin, dacă este dus arat este chin. Cu plugul românesc, cred că un plug străin nu ar mai fi același lucru dacă aș arat cu un plug străin. Anul viitor poate o să iau un plug pentru acesta, un plug reversibil,